Stimați telespectatori, bine ați venit la Alfa Media, bun găsit la emisiunea Față în Față. Invitatul acestei ediții este domnul Marian Iordache, în calitate de primar al municipiului Medgidia. Bine ați revenit, stimate domn. Bună seara, doamnă, bun găsit dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Domnule primar, permiteți-mi să vă scot așa puțin la tablă între ghilimele. Chiar și în ziua de Paște, dumneavoastră, stați pe internet și postați și denigrați sau arătați cu degetul spre stânga, spre dreapta? Am stat în ziua de Paște pe net, ca să fiu sincer. Am avut invitații, au venit copiii mei, nepoțica și am fost la părinții mei. La ora la care se presupunea că am dat un anumit mesaj pe Facebook, eram la părinții mei la masa de prânz din ziua de Paște și în acel moment n-am dat niciun mesaj nimănui. Mai mult, n-am avut niciodată acele mesaje postate pe pagina mea. Ele au fost realizate printr-o tehnică specială, respectiv s-a pozat pagina respectivă, a fost tratată în Photoshop, după care a fost plasată din nou pe pagina cuiva, dar asta abia marți de dimineață la orele 8, când am constatat că aș fi avut un presupus dialog cu o persoană care i-am cerut să denigreze un anumit candidat la primăria Medgidia și să facă tot posibilul să distrugă acel candidat. Vreau să vă spun că nici limbajul nu este adecvat și nu se potrivește cu firea și cu felul meu de a fi și nici modul de adresare și mai mult decât atât, între mine și persoana cu care se presupunea că am făcut acel dialog, n-a existat niciodată un dialog pe net. Da, văzând că s-a întâmplat acest lucru, am reacționat imediat, am scris persoanei care a postat pe pagina sa mesajul respectiv și am cerut să scoată acel mesaj pentru că este denigrator, ofensator la adresa mea și nu este real, este o făcătură. Nu am primit niciun răspuns de la persoana respectivă, în schimb a continuat postarea pe pagina de Facebook și atunci am sesizat întâi pe administratorii rețelei Facebook în legătură cu acest subiect, iar în cursul dimineții de ieri am depus la parchetul de la Medgidia o plângere penală împotriva persoanei care a făcut acest lucru, pentru că eu îl consider că este o manipulare, este o făcătură și în același timp este ofensatoare și aducătoare de oprobiu public la adresa mea, în condițiile în care sunt nevinovat. N-am gândit și n-am promovat o astfel de atitudine împotriva vreunui candidat la primăria Medgidia. Au fost și care au crezut, au fost și care n-au crezut. Eu și mi-am permis să... Au spus, zice, singurul care ne poate lămuri este chiar domnul primar. Da. Așadar îl rugăm să spună dacă informațiile acestea sunt false. Cred că în primul rând... Asta lipsește, mai multă comunicare cu oamenii, căci până la urmă care este rostul edilului? Spune-mi. Eu comunic în fiecare zi cu oamenii, comunic și verbal, dar comunic și pe pagina de Facebook. În fiecare zi pagina de Facebook a primăriei prezintă un punct de vedere pe care eu îl am, iar eu mi-am permis să aduc la dumneavoastră la emisiune plângerea penală pe care am făcut-o împotriva persoanei care a publicat acea mizerie. Eu o consider mizerie pentru că nu are legătură cu realitatea și nu este făcută decât pentru a crea un public în legătură cu persoana mea. Aș vrea să mă opresc aici pe acest subiect. Vreau să vă spun că imediat după ce am depus această plângere, nu cred că are legătură pentru că... Dar la jumătate de oră de la momentul la care am înregistrat această plângere la parchetul de pe lângă judecătoria Medgidia, pagina respectivă a fost ștersă, comunicarea respectivă a fost ștersă, iar persoana care administra acea pagină nu mai există. Pot să spun? Se că poate verifica pe Facebook acest lucru. La prima vedere și am crezut că este adevărat, dar colegul meu Cristi a zis nu, este făcătură. Înseamnă că se pricepe la chestiuni care țin de, eu știu, de mecanismele internetului. Știți ce m-a determinat totuși să am o îndoială? Pentru că dumneavoastră nu folosiți acel limbaj și a zis bine, nu dați răilor. Deci vă cunosc de ani de zile și nu dați răilor. Nu, nu. Chiar este nu adevărat. Fac așa ceva și am rămas și uimit, șocat chiar de nu faptul că de cineva implică. Mi-a pus acele... De ce vă implică? Pentru că nu mai candidați. Nu candidez la Medgidia. Nu sunteți interesat de fotoliul de primar, cum se spune, exact, mai exact. Se folosește și această etichetă. Nici nu vreau să mă implic într-o luptă directă cu candidații la primărie, pentru că de fapt nu candidam pentru același post. Și eu sunt candidat la alegerile următoare, dar voi candida la Consiliul Județean pentru o funcție de consilier județean. E o diferență între a candida la Consiliul Județean pentru o funcție și funcția de primar la Medgidia sau de consilier local la Medgidia. Se pare că a început campania cam devreme. E păcat dacă începe așa, sper să nu continue așa, sper că această campanie electorală totuși să se discute, în această campanie să se discute de proiecte, să se discute de programe, să se discute de ceea ce a fost făcut până acum și ceea ce trebuie făcut în continuare la Medgidia și să existe o continuitate în ideea de a administra din ce în ce mai bine Medgidia. Dacă poți face un bine, fă-l necondiționat. Dacă trebuie să faci un rău, fă răul cel mai mic.
Da, azi am primit un mesaj și să știți că asta m-a determinat să aduc acest mic document la dumneavoastră. Eu am publicat în toți anii de când sunt primar, în cei 8 ani, raport de activitate în fiecare an. Și ele, în raport de activitate se găsesc toate informațiile referitoare la activitatea primarului, a primăriei, a instituției, administrației publice la Megidia. Dar astăzi mi-a venit ideea să vin la dumneavoastră la emisiune și să aduc două lucruri. Să aduc, pe de o parte, acest text, care este, până la urmă, crezul după care eu m-am ghidat în cei 8 ani la primărie și să adaug la el proiectele și respectiv realizările din cei 8 ani, pentru că se tot lansează prin, și am văzut inclusiv pe Facebook, că se lansează această idee a faptului că nu s-au făcut rapoarte niciodată, că primăria Megidia nu dă raportul în fața cetățenilor, când de fapt acest lucru s-a făcut în fiecare an și în fiecare an am prezentat raport de activitate pentru anul precedent. Ba mai mult, cu ajutorul televiziunii dumneavoastră și al altor instrumente de mass media, toate ședințele Consiliului Local au fost publice, dintotdeauna s-au dat puncte de vedere, aproape zilnic au fost interviuri sau informații date către cetățenii legătură cu activitatea administrației locale, fie că a fost de bine, fie că a fost de rău, dar un comentariu sau un punct de vedere l-am dat tocmai în ideea de a lămuri, de a clarifica problemele cu care oamenii se confruntă. Doar mi-a spus la dispoziție toate documentele solicitate pe baza legii 544. Acum s-a modificat, o să fie mult mai simplu să le punem la dispoziție. Domnule primar, pentru că tot ați prezentat acest document privind realizările 2008-2016, aveți la dispoziție spațiu și chiar și timp pentru a trece în revistă. Că dincolo de știrile negative, de bârfe, de... Suntem oameni și știți... În primul rând, trebuie să ne gândim că viața nu e făcută numai din lucruri bune, exact, sau numai din lucruri rele. Și, există și lucruri și bune nici nu avantajează pe nimeni, doar Cântarea României, clar. Și mă bucur că dumneavoastră încet, încet ați fost de acord cu noi că trebuie prezentată situația viața așa cum este, realitatea așa cum este ea. Sigur, din totdeauna mi-am dorit ca oamenii să cunoască realitatea așa cum este ea și întotdeauna am prezentat acest lucru. Sigur, atunci când este o știre negativă, nimănui nu-i cade bine o astfel de știre. Sunt și orice om e mâhnit sau e supărat pentru faptul că există și un lucru negativ. Pentru că, de fapt, cu toții ne dorim succesul, cu toții ne dorim numai lucruri bune, cu toții ne dorim ca tot ceea ce facem noi să fie apreciat. Nu totdeauna găsim apreciere în toate lucrurile pe care le facem, cum nu cred că totdeauna am făcut numai lucruri bune. Probabil că uneori am avut și greșeli, am avut și erori, am avut și scăpări, am avut și potigneli, ne-am oprit câteodată din unele proiecte care poate erau mai importante și am făcut altele care poate nu par atât de importante. Ceea ce am încercat eu să prind aici, din cei 8 ani de activitate, a fost o radiografie, dacă vreți, pentru proiectele cele mai importante. Dacă ar fi să mă gândesc la proiectele acestor 8 ani au fost mai ales proiecte de infrastructură. Pentru foarte mulți oameni, infrastructura reprezintă ceva ce trebuie să existe, se face. Dar într-un timp scurt. Aud tot timpul această expresie. Infrastructura se face. S-a făcut conducta, s-a făcut strada, s-a făcut trotuarul, s-a făcut. Dar ele nu se fac singure. Toate aceste lucruri se fac prin efort, se fac prin gândire, programare, proiectare, licitație, urmărire și respectiv punere în funcțiune la finalul fiecărei investiții. Fiecare din lucrurile importante care înseamnă proiectele de acolo au însemnat ani de trudă. Au însemnat avize, aprobări, contractări, finanțări, atragerea acelor finanțări, drumuri, căciuleli uneori la ușa unor miniștri sau unor secretari de stat sau altor funcționari publici de prin țară, avize greu de luat și uneori cu foarte, foarte mare greutate, smulse autorităților care dădeau acele avize și practic s-au deblocat lucrurile și a putut să funcționeze. Uneori însă, din nefericire, proiectele s-au blocat sau chiar s-au oprit sau s-au pierdut. Una peste alta, proiectele pe care le avem sunt mai ales proiecte de infrastructură și vă spuneam, vorbesc de proiecte de drumuri unde s-au asfaltat toate străzile care sunt asfaltate și care sunt în program, prezentate din program. Vorbim de conducte de apă, cartiere întregi din oraș la care s-au schimbat conductele de apă, s-au făcut branșamente noi, canalizări pe străzi unde nu fuseseră niciodată, eliminarea poluării canalului Dunăre-Marea Neagră cu ape reziduale prin realizarea de noi canalizări, realizarea de trotuare din dale, realizarea de trotuare din beton, realizarea de spații verzi și parcuri, amenajări, iluminatul, care mie mi se pare că pentru mandatele astea au fost pentru mine o prioritate. Mi-am dorit tot timpul să scot Megidia din întuneric și să avem
un climat civilizat în oraș, în sensul de a crește securitatea cetățenilor, de a ei să se simtă mai confortabil și mai siguri în oraș, iar noi să avem mai puține griji în legătură cu domeniul public. Pentru că acolo unde este întuneric, dintotdeauna se știe, au fost și furturi, au fost și spargeri, au fost și distrugeri. Lucruri importante, mi se pare proiectul de pod, care a fost abordat într-un mod cu totul și cu totul curajos. E un proiect care, într-un fel, pentru mine a însemnat o cumpănă. Dacă să candidez sau să nu candidez în continuare la primăria Megidia, și m-am hotărât să nu mai candidez la primăria Megidia și datorită acestui proiect. Pentru că, e un proiect care a întârziat un pic și pentru că e un proiect la care toată lumea privește doar elementele care nu s-au făcut. Niciodată de când am început lucrările la pod și până astăzi, nu am întâlnit cetățeni din Megidia care să spună: bine că ai început podul, bravo că îl faci, e foarte bine că podul ăsta trebuie noi. Totdeauna am găsit oameni care spuneau: nu s-a vopsit încă, nu s-a asfaltat încă, nu s-a pus, nu știu, hidroizolația încă, nu s-a înlocuit un element de beton, nu s-a înlocuit un element. Tot timpul a fost privit ca un lucru care poate, zic eu, din cauza faptului că n-am explicat suficient, nu a fost privit ca un lucru foarte necesar. Podul este, de fapt, principala noastră legătură între cele două mari maluri ale canalului și este principala cale rutieră, dar nu numai rutieră. Este locul pe unde trec toate cablurile de la instalații, inclusiv cablurile pentru televiziuni sau pentru rețele de cablu. Este locul pe unde trec conducte importante de apă și de canalizare. Și este și, în același timp, și un element strategic în caz de conflict armat. Podul în sine poate este cea mai importantă construcție din Megidia, care are o valoare importantă în legătură cu circulația persoanelor, cu circulația mărfurilor, cu circulația fluidelor, apă, canalizare de care vă spuneam și a utilităților. Există cabluri de fibră optică pe podul rutier care sunt foarte importante pentru comunicațiile din toată țara și chiar în străinătate. Dacă e să privim din acest punct de vedere cât de valoros e podul și cât de mult efort a însemnat să ajungem ca acest pod să fie reparat, eu aș fi privit totdeauna partea plină a paharului, respectiv faptul că 80 și ceva la sută din pod este gata, că se va face și cealaltă parte și că după aceea Megidia va beneficia de această legătură sigură și, de ce nu, înnoită. Dar cele mai multe nemulțumiri au venit din partea pietonilor sau a conducătorilor auto? Cred că și n-aș putea să fac un clasament pentru că n-am făcut un sondaj pe opiniile celui cu care vorbesc. Cei mai mulți sunt șoferi care sunt foarte supărați de calea rutieră. Înțelegeți într-un fel. Dar trebuie să înțeleagă că și până la a ne apuca de reparația acestui pod, podul avea mari probleme în legătură cu calea rutieră. Erau niște gropi și erau niște văluriri de asfalt care distrugeau mașinile. Am reușit să scăpăm de acele lucruri, mai sunt câteva lucrări de făcut și cu asta se încheie și vom avea un pod nou pe care să circulăm în siguranță. Am dat mereu exemplu podului de la Gigea, care este administrat de Compania Națională de Drumuri și Poduri București. Podul acela a început cu un an și jumătate înaintea podului de la Megidia ca să fie reparat. La momentul ăsta doar jumătate din pod este asfaltat, jumătate este neasfaltat. Nu s-au terminat lucrările, în vara asta se blochează complet traficul pe el, se va circula pe undeva pe la Ecluză, prin Agigea, pentru a ajunge în sudul litoralului, se va ocoli destul de mult, pentru că, totuși, podul acela servește mult pentru traficul celor care vin la Constanța, pleacă de la Constanța către sudul litoralului, pentru turiști, pentru cei care lucrează în nord sau în sudul acelui pod. Vreau să vă spun că podul va fi închis și se va ocoli foarte mult, vor fi consumuri suplimentare de carburanți, vor fi nervi, vor fi supărări în legătură cu acel pod. Podul de la Megidia n-a fost niciodată închis. E drept că există aceste sincope încă pe pod, dar ele vor fi reparate în perioada următoare și vom avea o stare normală. Se va respecta termenul? Da, termenul va fi respectat. Firma care a câștigat licitația este o firmă din Cluj, care are acum lucrări și în fabrica de ciment. Despre firmă am primit recomandări după ce a câștigat licitația. Ne-am interesat să vedem dacă are și un nume bun și toți cei cu care au lucrat până acum au lăudat firma că este o firmă de ardeleni care sunt foarte punctuali. Sunt ardeleni? Da. Sunt punctuali. Domnule primar, ați spus dumneavoastră că ați lăsat... Nu ați închis podul, la fel s-a întâmplat și cu parcul. Da. Central. Da. S-a și lucrat, dar în același timp s-a și... Am comis două erori importante. Prima eroare, dacă vreți, este aceea că nu am gândit încă de la începutul proiectului un gard împrejmuitor. Deci parcul acesta, ca să fie protejat într-adevăr și ca să avem un control al celor care intră și ies și nu distrug când ajung în parc, ar trebui să aibă un gard de jur împrejur și porți de intrare.
Asta este o eroare. Și cea de-a doua eroare a fost aceea că pe tot timpul lucrărilor parcul a fost deschis publicului. În toate locurile unde s-au mai făcut astfel de lucrări și există numeroase parcuri pe care s-au făcut lucrări, perioada cât au fost lucrările, zonele respective au fost închise publicului. Când s-a terminat lucrarea, a fost recepționată și din momentul în care a fost recepționată, s-a trecut la întreținerea respectivului parc. Aici am montat odată lămpile, le-au distrus vandalii. Am montat odată băncile, le-au distrus vandalii. Am montat a doua oară băncile, le-au distrus vandalii. Am montat scenă, au tăiat-o de nenumărate ori cu tot felul de lame, cuțite și alte lucruri, a trebuit să o tot reparăm. Aproape fiecare lucrușor pe care l-am făcut în parc a fost distrus. Nu știu dacă a existat o dorință a cuiva ca să se întâmple așa sau pur și simplu este o întâmplare, dar oricum vandalismul de care a beneficiat cel puțin parcul de pe faleză și respectiv parcul vechi, parcul Numai, sunt greu de imaginat într-o comunitate civilizată. Eu am pretenția și am avut mereu pretenția că orașul nostru este civilizat. Dovada că este civilizat este că în alte parcuri, parcul de la Nord, parcul de la Orașul Nou, doza de civism a oamenilor este mult mai ridicată și oamenii n-au distrus bunurile respective. Spre deosebire de asta, în parcul de pe faleză nu au fost respectate regulile de conviețuire normale și de multe ori până acum am avut probleme cu distrugerea. Ședință extraordinară. 4 puncte pe ordinea de zi. Iată că nici de data aceasta spațiile verzi nu pot fi predate. Putem însă să ne bucurăm că 3 au fost aprobate și avem planul urbanistic general, care este un lucru bun, în sensul că, eu știu, pe la mijlocul acestei luni, cel mai târziu, vom avea arhitect șef. Din acel moment, împreună cu compartimentul de urbanism, vom putea emite din nou certificate de urbanism și autorizații de construire și se va intra într-o situație de normalitate în legătură cu emiterea acestor documente. Odată emise aceste documente, sunt multe investiții care Megidia în momentul ăsta așteaptă să înceapă și v-aș da exemplu extinderea fabricii de mase plastice, extinderea fabricii de ulei, treapta a doua de rafinare, care sunt investiții foarte mari. Racordul de alimentare cu energie electrică pentru eolienele de la Mircea Vodă, satul nou Tortomanu, alimentare cu energie electrică în cartierul de est, Megidia Est, vorbim de străzile Peșterii, Paltinului, zona de est. De asemenea, lucrări de extinderea alimentării cu energie electrică în cartierul nou construit de la Legea 15, case noi pentru cei care au primit terenuri la Legea 15 în spatele bisericii de lângă fabrica de ciment. Două din investițiile pe care Enel-ul le are Megidia și vorbim de modernizare, stația de transformare Megidia Sud și Megidia Nord. Toate astea înseamnă, pe lângă faptul că se plătesc taxe pentru documente respective, înseamnă și investiții în care vor exista locuri de muncă pentru construcții. S-a vehiculat cu ceva timp în urmă și mi-amintesc că și anul trecut și chiar și în cadrul unei emisiuni Alfa Media că primarul a tot fost plecat prin țări străine. Da. Iată că la capitolul realizări 2008-2016 dumneavoastră chiar ați specificat și chiar sună foarte... Faptul că am făcut în frăție cu câteva localități, da. Exact. Ce a avut de câștigat Megidia? Câștigul este unul foarte, foarte mare și am să vă explic de ce. Spre exemplu, în frățiile pe care le avem cu Ialova și cu Mudania, primăria din Bursa a promis... Mudania este cum este Valea Dacilor pentru Megidia, așa este Mudania pentru Bursa. Bursa fiind o municipalitate foarte mare, populația este de aproape 5-6 milioane de locuitori. Primăria Generală a Bursei este o primărie care are un buget total de vreo 12 miliarde de dolari. Iar din discuțiile pe care le-am avut acolo, a rezultat că primăria, împreună cu oameni de afaceri din zona respectivă, este dispusă să investească la Megidia pentru refacerea băii turcești, a seminarului musulman și respectiv a realizării unei geamii. Sunt acestea importante pentru localitate? Eu cred că sunt, pentru că o parte numeroasă a localității noastre reprezintă comunitatea turco-tătară. Comunitatea turco-tătară care, în mod normal, trebuie să bucure de aceleași drepturi ca și noi români. Dacă noi românii am reușit să construim biserici în oraș, dacă am reușit să construim câteva clinici medicale și ele se găsesc aici, magazine și altele asemenea, și comunitatea turco-tătară trebuie să beneficieze de ceva care să fie specific acesteia. Și eu cred că
prin refacerea obiectivului Baia Turcească, care este și obiectiv turistic. Este singura baie turcească de acest tip din România și pusă în valoare ar putea să devină monument istoric. Este clădirea care e chiar lângă sediul dumneavoastră aici. De asemenea, prin realizarea unui centru de tradiții turco-tătare, ar fi pusă în valoare legătura cu Turcia mai bine și prin punerea în valoare legăturii cu Turcia, oameni de afaceri din Turcia, investitori din Turcia ar putea să vină să investească în zona Megidi. Ar fi mult mai ușor, să spunem, cartea de vizită pe care ne-ar da-o influența orașului Bursa în Megidia ar fi mult mai importantă pentru ca oamenii de afaceri din Turcia să fie dornici să investească în zona asta. Ne-am înfrățit cu orașul Căușeni din Republica Moldova. Vreau să spun că de curând, în urmă cu 2 săptămâni, am fost la București, la Palatul Parlamentului. Am avut o întâlnire la nivelul Asociației Municipiilor, Asociației Orașelor și Comunelor din România cu orașele și municipiile și comunele din Moldova și e clar și Guvernul Moldovei și Guvernul României țin foarte mult la faptul că noi și Republica Moldova și România trebuie să fie una. Localitățile din Republica Moldova și localitățile din România trebuie din toate punctele de vedere, cultural, social, economic, să se sprijine. Noi fiind fratele mai mare să sprijinim Republica Moldova astfel încât să se producă o integrare în timp care să permită Republicii Moldova să fie în Uniunea Europeană, iar frații noștri moldoveni, ca și noi, să facem parte practic din aceeași țară, pentru că practic se va șterge granița dintre cele două țări. Italia? În Italia a existat un entuziasm dat de Comisia Europeană. Noi tot timpul am privit către țările vestice ca idee de a ne înfrăți, tocmai pentru că experiența lor este mai bogată în legătură cu administrația locală, în legătură cu gestionarea fondurilor, în legătură cu obiectivele de investiții, în legătură cu infrastructura, în legătură cu modul în care se conduce până la urmă activitatea administrației publice locale. Și schimbul de experiență cu cineva care este mai avansat decât tine, totdeauna îți aduce o știință, un know-how care este important. Organizarea zilelor municipiului Megidia, Festivalul Național de Teatru, a Taberei Internaționale de Pictură, a Cupei României și a Campionatului Național de Navo Modele, finalei Campionatului Național de Lupte Libere și tot le-ați enumerat. Aici ați vrut să sunt realizări și privind latura culturală, dar și sportivă. Da, dumneavoastră deja citiți la mijlocul listei și este domeniul, să spunem, cultură, sport. Vreau să le combin. Din punctul meu de vedere, realizările cele mai importante au fost atragerea de fonduri. În primul rând, atragerea de fonduri, pe lângă bugetul primar, pe care noi l-am avut. Dacă ați fi întors spatele acestei laturi destul de sensibile și la nivel național trebuie să recunoaștem cultura că am fost lăsată acolo de izbeliște, undeva cât de cât s-a încercat și prin intermediul presei, cultura să rămână în picioare la Megidia și arta. Și sunt de acord că presa la Megidia a fost alături de administrația locală din acest punct de vedere și a popularizat permanent tot ceea ce s-a făcut din punct de vedere cultural. Nu vorbim mai de... Dacă s-au supărat cetățenii că nu sunt toate străzile asfaltate, că nu s-a finalizat proiectul privind podul sau spațiile verzi sau parcul, în fine, deschid o paranteză, la capitolul cultură, divertisment, nu poate să spună nimeni că poate nu toți au fost pe placul cetățenilor, mă refer la invitați pe scena Megidiei, la zilele municipiului Megidia. Sigur, aici e chestiune de gusturi care nu poate normal fi că nu pot fi 100%, da. Într-adevăr. Nu puteți. Eu aș vrea să vă spun că, apropo de ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme în legătură cu înfrățirile, înfrățirile astea au avut și un scop, dacă doriți, cultural. Și am să vă spun cum s-a întâmplat. Dacă pentru deplasarea mea ca primar în localitatea respectivă și deplasarea primarului de acolo în localitatea noastră, cheltuielile au fost suportate de obicei de cealaltă parte sau pur și simplu au fost o cheltuială din buzunarul propriu și nu una care să suporte, pe care să suporte bugetul și pot face dovada asta. Niciodată în cei 8 ani de zile nu am plecat pe banii bugetului în vreo deplasare de acest tip. În schimb, am alocat bani de la bugetul local atunci când deplasările au fost făcute de către echipele sportive, de către echipele de dansuri, de către echipele de copii sau de către interpreții Megidia care au participat la diverse competiții internaționale. Și aici a fost și fanfara plecată în străinătate, au plecat și dansurile populare de mai multe ori, au plecat și cei de la copiii care sunt la balet. Uneori și cu sprijinul părinților, pentru că numai primăria nu poate să suporte toate cheltuielile. Este relativ greu să suporți, pentru că la Casa de Cultură sunt 560 de copii care sunt activi în diverse domenii. Toate cercurile de acolo înseamnă o cheltuială destul de mare,
pe care am reușit să o administrăm, să o suportăm și să o planificăm în fiecare an, în așa fel încât să ne permitem să putem să facem aceste lucruri, încurajând copiii tot timpul să se dezvolte, să fie creativi și să participe la cercuri respective. Dar vedeți, dumneavoastră, dacă faci numai pentru copii, se supără adulții sau bătrânii. Dacă faci numai pentru bătrâni, se supără tinerii. Dacă în primărie trebuie... Ce-ați făcut pentru tineri? În primărie trebuie să faci pentru fiecare din aceste grupuri câte ceva și cam pentru fiecare grup în parte am făcut. Pentru copiii talentați am făcut festival, pentru tinere talente, competiții sportive... Copiii din licee, de exemplu, au participat la diverse competiții sportive pe care le-am organizat în oraș. I-am ajutat să se deplaseze atunci când au avut, olimpiade internaționale, conferințe internaționale, schimbul de experiență. Lucruri de acest gen, tocmai pentru a-i ajuta ca ei să ajungă să vadă experiența altor tineri ca și ei. Am ajutat copii care au transmis, de exemplu, proiecte către NASA și am premiat pe respectivii copii la Megidia. Am pus în general în valoare capacitatea și calitatea foarte bună a copiilor merituoși din oraș. Am organizat pentru cetățeni, și aici nu pot să spun că tineri sau bătrâni, pentru că publicul dintotdeauna a fost heterogen, festivalul de muzică ușoară. Am preluat un festival care era început înaintea noastră și care se numea Dans. Era un lucru bun care pornise și care eu am simțit nevoia să-l dezvolt, să-l amplific și să-i dau o vocație, o deschidere mult mai mare decât era înainte. Dacă festivalul Dans a fost inițial un concurs între tineri talentați din România, el pe parcursul timpului s-a transformat în Festival Național de Muzică Ușoară Dans Pătaru, apoi în Festival Internațional de Muzică Ușoară, românească a fost Dans Pătaru și mai nou este Festival Internațional de Muzică Ușoară, fără să mai fie numai românească, Dans Pătarul, în ideea de a internaționaliza actul de cultură, de a aduce străini care la rândul lor să aducă și cultura lor alături de cultura noastră, pentru că Dans Pătarul de fapt a răspândit cultura românească și altor popoare. Și pentru că am vorbit despre cultură, despre artă, să vorbim și despre sport. Și vă întreabă domnul Manolescu, cu tot respectul pentru dumneavoastră și domnul primar, ce părere are despre fotbalul din Medgidia? Vă mulțumesc! Fotbalul la momentul ăsta este aproape inexistent. Există echipe de amatori care au activat sporadic în ultimii ani de zile. Este o disciplină sportivă care se susține greu și, din păcate, la Megidia, fiecare tentativă noastră până acum n-a avut succes. Cu excepția competiției de old boys, de elevi din licee și respectiv din școlile generale, în care participă copiii și tinerii o dată pe an primăvara, ce alte echipe, din păcate, n-au mai făcut performanță. Și suntem într-o situație delicată din punct de vedere a fotbalului. La Megidia două sporturi sunt în plin avânt, ambele sunt promovate de juniori și de cadeți. Vorbim de volei fete și vorbim de handbal băieți. La handbal băieți suntem campion național și la nivel de juniori și la nivel de copii, iar la volei suntem în primele echipe la nivel de cadeți și respectiv de juniori. În timp ar trebui să se dezvolte și fotbalul, cu condiția ca el să fie mai prezent în școli, să se dezvolte mai mult echipele școlare și, la un moment dat, să avem un nucleu care să creeze o echipă a orașului și care să poată intra în competiții. Pentru că încet încet vă apropiați de finalul acestui mandat, ce aveți să vă reproșați în privința sportului? Ați investit, ați sprijinit? Poate că nu suficient. Am investit în sălile de sport școlare. Și, practic, acum, la fiecare din școlile pe care le avem în gestiune la primărie, am reușit să facem câte ceva, în așa fel încât competițiile sportive școlare să poată să se desfășoare și pregătirea școlară sportivă să fie la un nivel bun. Nu același lucru l-a spune despre clubul municipal sau despre un club municipal. Dacă am preluat o echipă de handbal care
făcea performanță, dar era extrem de costisitoare, cheltuia jur de 19 miliarde de lei pe an. N-am putut să o ducem pentru că au intervenit rate, dobânzi și alte lucruri pe care ne-au încurcat să menținem această activitate. A trebuit să renunțăm la profesioniști. Ei toți erau cumpărați de la diverse cluburi din țară și din străinătate și erau practic persoane bugetul nu permitea pe care le plăteam ca și profesioniști. Aveau câte 3-4 mii de euro pe lună salarii și era foarte, foarte complicat să susținem acest lucru. Și dacă e să-mi reproșez ceva, este că n-am reușit să identificăm surse financiare, firme care să susțină mai mult activitatea sportivă și să avem cel puțin o echipă reprezentativă a orașului și la un nivel de, eu știu, hai să zicem profesionist, dar măcar semiprofesionist. După problemele de la Parc, Pod și Policlinică, s-a constatat și la Direcția de Gestionare a Domeniului Public și Privat. Ce ne poate spune domnul primar? Păi, problemele de la Parc, de la Pod și de la ambulatorii, am să le apărând. Problemele de la parc sunt că proiectul, așa cum a fost el inițial, a fost realizat la sfârșitul anului trecut și de atunci și până acum, având în vedere, să spunem, latura politică a administrației locale, nu se dorește ca aceste parcele de teren să fie întreținute, respectiv să se facă mentenanță la ele. La Pod, lucrările se vor finaliza în perioada următoare. La ambulatoriu am găsit o soluție, guvernul Turciei este cel care poate să ne financeze. Suntem la o ultimă aprobare, să spunem, de la Ministerul Sănătății din România, care trebuie să ne dea un aviz și dacă primim acel aviz, Agenția Statului Turc pentru Investiții în Străinătate va face lucrările în proporție de 100% din ambulatoriu, fără ca noi să contribuim financiar și fără ca să suportăm din bugetul local vreo cheltuială. Ideea este că ambulatoriul, condiția pe care a pus-o statul turc este că acest ambulatoriu să rămână cu activitate de stat, respectiv să nu fie privatizat și în același timp să deservească populația care era rondată și până acum spitalul din Megidia. Ce s-a întâmplat cu aparatura? Am pierdut aparatura, dotare? Da, aparatura s-a pierdut. Valoarea aparaturii era de vreo 3,54 milioane de euro și ar fi trebuit plătită din bugetul local. Ori noi nu avem această sumă și nici nu ne puteam permite. Am pierdut-o pentru că aparatura trebuia adusă după finalizarea lucrărilor de construcții, iar firma care făcea construcții, care trebuia să facă construcția, n-a finalizat la timp, nu numai că n-a finalizat, n-a lucrat suficient de bine în așa fel încât la sfârșitul decembrie să avem gata ambulatoriu. Ambulatoriul va fi totuși repus în funcțiune și apoi în ambulatoriu aparatura care a fost va fi amplasată. Am făcut demersuri la Ministerul Sănătății ca în anii următori să se poată aduce aparatură medicală și să fie dotat ambulatoriu. Și mi-ați spus de complex sportiv și este vorba despre acel scandal, să spunem, în legătură cu încasarea unor sume de către angajații ai complexului sportiv care, și-au depășit atribuție de serviciu, fie nu și-au făcut atribuție de serviciu. Pot să vă informez că am depus o plângere penală împotriva angajaților și respectiv a celor care au oferit bani angajaților și că este un dosar penal pe rol. Permiteți-mi să dau citire mesajului. Dacă tot este încă primarul Medgidiei la televiziune și își expune realizările din cei 8 ani, să-mi spună și mie dacă a fost așa de corect și a realizat așa de multe, mie nu mi se pare, în paranteză spune telespectatorul, să-mi spună ce a făcut pentru sportul din Medgidia. Ați spus mai înainte că eu nu știu și nu sunt mulțumit de ceea ce a făcut acest primar, dar să-mi spună cum se vor recupera banii de la sălile de sport. Nu sunt mulțumit doar cu sancționarea celor două salariate vinovate. Vreau să știu cum se recuperează zecile de milioane. Da, cum am spus mai devreme, acele zeci de milioane nu există, dar lucrul acesta nu trebuie să-l constat eu, trebuie să-l constate organele de cercetare penală. Am depus o plângere penală împotriva persoanei de care v-am vorbit. Plângerea se află la organele de cercetare și poate fi verificată. Există număr de înregistrare cu semnătura mea pe plângerea respectivă în legătură cu faptele care s-au derulat acolo. Și organele de cercetare pot să constate dacă există o vină, există o pagubă și dacă există, vor lua măsurile legale împotriva celor vinovați sau dacă nu există, atunci ne vor comunica. Dar există plângeri depuse împotriva celor două angajate? În afară de plângerea mea pe care am făcut-o împotriva celor două angajate și respectiv celor care au mituit sau, mă rog, care au oferit bani acelor persoane, nu există o altă plângere. Singura persoană care a făcut o plângere în municipiul Mejidia... Să înțelegem că domnul consilier Sorin Radu nu a depus nicio plângere? Bineînțeles că nu. În direct a spus că va depune.
Va depune. Înseamnă că va replică și domnule consilier. Înseamnă că va depune sau va aduce documente din care se vede că a depus. Deci nu s-a depus nicio plângere. Sunteți singurul care ați depus plângerea. Da. Am înțeles. Interesant. Da. Interesant pentru că la noi în cadrul emisiunilor s-a tot dezbătut acest subiect și ne așteptam deja să existe plângeri, că citesc, domnul consilier a spus că sunt multe plângeri, că a primit foarte multe sesizări și plângeri. Deci așa ar fi fost firesc, dacă au existat acele plângeri, trebuiau depuse la organul de cercetare, dar poate că în urma cercetării sperăm, se vor depune dovezile respective și se va lămuri. Sperăm să se lămurească, că a rămas așa, o nebuloasă. Da. Eu vreau să vă spun că, într-adevăr, sunt numeroase lucrurile care s-au făcut în 8 ani și sintagma pe care a folosit-o telespectatorul care ne-a trimis mesajul era așa, că a făcut multe, fără să precizeze, și eu n-am văzut acele multe. Eu spun că am făcut multe și aduc în dovada acestui lucru lucrurile pe care pot să le invoc cu cifre, cu date, cu informații, cu momentul în care ele au fost realizate, cu documentele care se află în primărie. Dacă, sigur, cineva pe strada lui, să spunem, nu a văzut o lucrare... Aleea nu a fost asfaltată, să spunem, sau a rămas pe strada cealaltă și spune, domnule, nu s-a făcut nimic, atunci e dreptul dumnealui să spună lucrul ăsta și are dreptate să spună dacă pe strada lui nu s-a făcut. Dar dacă în zona respectivă... Să nu vă supărați pe oameni. Nu e nicio supărare, nu. Oameni dacă, care sunt dacă nemulțumiți. Dacă însă în zona respectivă am făcut niște lucruri și ele sunt pe negru pe alb scrise și se pot verifica în teren, eu cred că totuși există un număr important de lucruri care au fost făcute. Vă spuneam că poate cele mai importante realizări pe care le am în acești 8 ani au fost atragerea de fonduri europene și respectiv de fonduri guvernamentale. Și am reușit să atrag aproape 20 de milioane de euro în acești ani pentru municipiu. E vorba de bani care au venit în oraș pentru investiții și care au fost folosiți pentru investiții. Pentru fiecare din banii ăștia există documente în primărie și există controle ale instituțiilor care fac control și care pot să dovedească dacă sunt, dacă s-au făcut și cum s-au făcut. Pot să vă spun că până acum nu există vreun document sau vreun act care să spună că ceva din ceea ce noi am lucrat nu a fost făcut corect. Există opinii și ele sunt mai ales politice, că nu s-a făcut de calitatea, de cantitatea sau cum dorea cineva, că nu s-a făcut cu firma X, s-a făcut cu firma Y și tot felul de astfel de lucruri. Vreau să vă spun că toate lucrările care s-au făcut în Megidia, dar care nu au fost, să spunem, de valoare mare, deci de valoare de licitație, au fost făcute cu firmele din Megidia. Toate lucrările care au fost cu valoare mare au fost făcute prin licitație publică, respectându-se legislația privitoare la achiziții. Și la toate aceste lucruri, toate au fost verificate și toate au fost constatate că sunt legale, că nu există, există suspiciuni, să spunem, în legătură cu diverse lucruri și orice om poate fi suspicionat de ceva, dar nu există o bază reală a acestor suspiciuni. Că mi-am auzit că în anii ăștia, de când sunt primar, mi-am făcut nu știu câte proprietăți prin toată aveți lumea. Aveți vilă, Bulgaria, Moldova, la munte, la mare, peste în tot. În Tomis Plus. Nu, am ceea ce am declarat, declarația mea de avere se rămâne găsește... Rămâne arhivat, să știți. Declarația mea de avere se găsește pe site-ul primăriei în fiecare an, este la ani în fiecare an, am fost verificat până acum, voi mai fi verificat, am un apartament în Mejdia în care locuiesc și de care nu o să mă mut nici după alegerile astea și am de asemenea la București un apartament cu două camere în care locuiește fiica mea, pe care l-am cumpărat prin credit ipotecar și pe care îl plătesc până în 2028. Nu locuiește într-o vilă? Îmi plătesc rate. Nu, locuiește într-un apartament cu două camere la ultimul etaj al unui bloc care este în fața gării Obor. Și acest lucru poate fi verificat. În rest, nu am alte proprietăți, nu alte lucruri, nu am, eu știu, nu știu câte bogății, așa cum își închipuie foarte mulți oameni. Dar după alegeri, și... după ce se încheie mandatul de primar, o să vă vedem într-o mașină puternică? Nu, nu o să mă vedeți într-o mașină puternică, o să mă vedeți într-o mașină normală. Și pot să vă este spun la că modă, domnul primar. Este la modă, dar nu toată lumea, să zicem că este în pas cu moda. Și eu nu sunt în pas cu moda din acest punct de vedere. Pot să vă spun că toți cei cu care am lucrat, și sunt firme din oraș, și cred că foarte multe, pot să au dovedească... ce să vă reproșeze? Nu, n-au ce să-mi reproșeze. În sensul că am fost corect cu ei, i-am plătit corect pentru lucrurile pe care le-au făcut și niciodată nu am cerut, nu am pretins și nici n-am primit de la cineva vreun cent.
pentru că suntem la emisiunea față în față. Și am vrut să vă spun și lucrul acesta rog pentru regia că să afișeze numărul de telefon și eu știu că dumneavoastră asta sunteți că dumneavoastră... de acord. Dacă un agent economic are să vă reproșeze, sigur, să-mi reproșeze în direct, fiind și ultima emisiune în care dumneavoastră sunteți în calitate de primar. Da, și pe perioada campaniei electorale, chiar dacă sunt primar în continuare în funcție până se va face schimbarea cu noua administrație publică locală, sunt și candidat la Consiliul Județean și voi putea participa la emisiunea noastră doar în calitate, de politician. De politician sau de candidat la Consiliul Județean. Știți cine? Un cetățean al municipiului Măgidian că mai este supărat pe noastră. Ia să vedem dacă vă dați seama. Și ați refuzat să stați față în față. Nu știu cine este domnul persoana. Domnul Daniel Ene, dar nu am refuzat să stau față în față. Dânsul mă evită de câte ori ne întâlnim, pentru că dânsul vrea dintotdeauna ca eu să aprob ceea ce crede dânsul că ar trebui să aprob. De exemplu, ne-a dat în judecată și a pretins faptul că eu n-am făcut bugetul așa cum trebuia, cum credea dânsul că trebuie făcut. Ori eu nu puteam să-i repar apartamentul dânsului și blocul respectiv, care costa vreo 12 miliarde de lei, în condițiile în care eu nu consider că primăria a avut vreo vină în acel subiect. Ori eu nu pot să-i dau dreptate dumnealui neapărat pentru că dânsul vrea să-i dau dreptate. Am încercat să-l ajut. Am încercat să-l ajut căutând fonduri la nivel guvernamental pentru astfel de clădiri. Din păcate, clădirea respectivă nu se încadrează în criteriile pe care statul român le-a stabilit pentru intervenție la imobile care sunt în pericol de demolare. Mă bucur că cineva a depus plângere împotriva salariatelor de la sălile de sport, dar să ne spună domnul primar dacă dumnealui crede în vinovăția celor două angajate și dacă domnul director al ADP are vreo vină. Să ne spună cât crede dumnealui că ar fi prejudiciul, dacă este tot acest domn Constantin semnează. Îi răspund domnului Constantin în felul următor. Eu cred în nevinovăția oricărei persoane până se dovedește că acea persoană e vinovată. Nu sunt apărătorul, avocatul persoanelor pe care, dacă le-am făcut plângere penală, vă închipuiți instanța că nu sunt apărătorul lor. Dar până când un organ de cercetare penală stabilește că există un prejudiciu și că sunt niște persoane vinovate, persoane respective beneficiază de prezumția de nevinovăție. Ăsta e răspunsul pe care îl dau domnului Constantin. 3. Realizări, enumerațiile noastre din mandatul, nu din ultimul mandat, eu spun 2008-2016. Da, deja sunt 8 ani de zile. Atragerea fondurilor europene și v-am spus aici, suma este impresionantă. Sunt 20 de milioane de euro care au venit în plus la Megidia. Și dacă vreți, 3 lucruri la care am colaborat, pentru că nu sunt realizările mele personale. Eu nu pot să spun că eu ca primar am lucrat și... două mandate. Din punctul meu de vedere, închiderea gropii de gunoi de la Megidia mi se pare cel mai important lucru care, din punct de vedere al mediului, s-a făcut în oraș. Și pentru că trebuie să dăm dovadă de obiectivitate, știți că pentru această închidere s-a luptat mult și domnul consilier, domnul Cotârlă. Da. Deschiderea la Megidia și cu ajutorul primăriei a unui hipermarket, primul hipermarket din Megidia, care are un succes deosebit. Nu fac reclamă la dumneavoastră, nici nu-i spun numele, spun mulțumim că este hipermarket. Dar este, invitat să treceți pe la caserie. Este într-adevăr o realizare importantă și am văzut că lumea merge cu plăcere în acel loc. Și al treilea este deschiderea unei clinici medicale care se află în Megidia pe strada Republicii și care are, dacă vreți dumneavoastră, a prins viață și activitatea medicală de acolo este una specială. Se laudă domnul primar cu realizările, dar la aceste realizări să treacă și să adauge și vânzările de terenuri. Din păcate s-au făcut foarte puține vânzări de terenuri în cei 8 ani de zile. Numărul de terenuri care s-a vândut se poate număra, de fapt e un număr mai mic decât numărul de degete de la cele două mâini. Din păcate, pentru că, de fapt, o dezvoltare sănătoasă este o dezvoltare în care oamenii cumpără terenurile, construiesc, realizează obiective industriale sau de prestări de servicii și creează locuri de muncă. Nevânzarea de terenuri și menținerea lor blocată nu înseamnă, de fapt, decât un blocaj economic. Iar într-o economie normală, vânzarea, cumpărarea de terenuri, fie că primăria vinde, fie că primăria cumpără teren, este un lucru normal. Bună seara, am auzit de la domnul primar că a vorbit despre 3 parcuri din acest oraș. Să înțeleg că la noi, la Cimentu, nu mai există sau a uitat de el? La Cimentu, un parc? Un parc. La Cimentu nu există niciun parc acum. Este un loc de joacă.
E cu totul altceva un loc de joacă. Sunt locuri de joacă în tot orașul. Din păcate, și la Cimentul și în alte locuri nici nu s-au montat bine și s-au distrus. La Cimentul e montat de acum 2 ani de zile, dar o parte din el s-a distrus și urmează cam vara asta să-l reabilităm. Park înseamnă o zonă de agrement cu spații verzi, cu bănci, cu loc de odihnă, cu iluminat pe timpul nopții, cu loc de joacă și cu, eu știu, expoziție de statui sau monumente sau altele asemenea, care să pună în valoare locul respectiv și să fie un loc de, în care să există o promenadă, o plimbare. Parcurile de care vorbesc eu sunt cele două de la Orașul Nou, Mihai Bravu și Sinaia, parcul de pe malul canalului împreună cu parcul vechi și parcul de la nord, în dreapta podului rutier, lângă Biserica Sfântul Dumitru. În anul 2015 a supraevaluat venituri proprii cu 8.000 lei în buget. Ca urmare, s-au făcut cheltuieli fără acoperire. Execuția este diferită de buget. Au rămas datorii către societatea, nu-i dau numele, aceeași poveste cu societatea care s-a ocupat de salubritate. Am supraevaluat bugetul. Bugetul este, de la începutul anului, bugetul este o estimare. Niciodată bugetul de la începutul anului nu este același cu bugetul de la sfârșitul anului. Dacă o persoană... Asta demonstrează că eu nu cenzurez mesajele. Permiteți-mi să fac această precizare, pentru că... Dar vorbim de bugetul anului trecut? 2015, a spus. În anul 2015 a supraevaluat veniturile proprii cu 8.000 lei în buget. Păi da, dar în același timp am neîncasări de tot de valoarea asta, de aproape 8 milioane, 10 milioane, cred că, de lei. Pentru că nu toți cei care trebuiau să ne plătească ne-au plătit. Eu totdeauna am luat suma maximă a veniturilor și am încercat să fac un buget cu suma maximă a veniturilor, astfel încât, dar pe măsură ce m-am apropiat către sfârșitul anului, am făcut din ce în ce mai puține cheltuieli și am încercat să mențin un echilibru între cheltuieli și venituri, în așa fel încât să nu mă duc un deficit foarte mare. Și au fost câțiva ani de zile în care am avut plus în buget. A fost într-adevăr anul trecut un minus în buget și minusul ăsta de final de an a fost un minus care se explică prin aceea că au fost cheltuieli foarte mari la sfârșitul anului. Au fost cheltuieli foarte mari la sfârșitul anului și cu societatea primăriei, a Consiliului Local, și cu operatorul care s-a ocupat de spații verzi și de pod. Și atunci toată cheltuiala asta care s-a mutat în ultimele două luni, noiembrie și decembrie, poate vă aduceți aminte că noiembrie și decembrie se lucra într-o furie megidia pe pod, pe parcuri, pe peste tot și sigur că atunci era și o presiune asupra bugetului. Cheltuielile care s-au făcut atunci au coborât ștacheta, din păcate. Și totuși, Bugetul a fost votat. Nu numai că a fost votat, este normal să fie votat. Bugetul este un instrument de lucru. Bugetul nu este adevărat, dar bugetul de la 1 ianuarie pe care s-a purtat pe marginea acestui subiect. Dacă vă uitați la bugetul național, faceți abstracție de bugetul de la Mecidia și ne întoarcem și la bugetul de la Mecidia. Dacă ne uităm pe bugetul național, întotdeauna guvernul propune Parlamentului un buget, Parlamentul aprobă acel buget, dar nu se închide cu acel buget la sfârșitul anului. Întotdeauna există rectificări bugetare. Da. Prima se face prin august, apoi prin septembrie, apoi prin noiembrie, apoi prin decembrie și se fac mai multe rectificări care înseamnă fie tăieri din unele zone, fie adăugări în alte zone, în așa fel încât bugetul respectiv să permită tuturor să funcționeze. Același lucru face și o primărie. La primărie face un buget la începutul anului și constați pe parcursul timpului că în unele domenii face economii pentru că nu trebuie să faci cheltuială din vari motive. Nu sunt necesare sau nu sunt atât de necesare încât să fie presante și atunci poți să le mai amâni și să faci alte lucruri mai importante și constați că în alte locuri nu ajung banii și atunci adaugi bani în zona respectivă. Și acesta este rostul rectificărilor. Acesta este și rostul ordonatorului. Deci orice primar, să știți, doamne. Domnule primarul face mai rectificări, vă amintiți că se tot spunea? Da, foarte bine. Nu e nicio supărare că, eu știu, cineva a observat că fac rectificări. Rectificările sunt, de fapt, instrumentul cu care lucrează un primar. Bugetul, dacă ar fi imobil, dacă ar fi așa, la începutul anului stabilești un buget și nu-l mai modifici niciodată până la sfârșitul anului, ne-am trezit cu niște aberații până la sfârșitul anului, pentru că apar lucruri neprevăzute, apare legislație nouă, apar obligații de cheltuială noi pe care nu le-ai avut la începutul anului și nici nu știu că vor fi, pentru că ele nu au fost previste nici măcar în legislație. Vă dau exemplu, legea cadastrului, măsura de terenuri agricole, lucruri care la începutul anului nu știai dacă trebuie sau vor fi făcute. Apar proiectele. La proiecte europene, de exemplu, faci studiu de fezabilitate și atunci știi că trebuie să-l faci ca să poți să-l depui, dar dacă ți se aprobă cererea de finanțare, după aceea trebuie să faci cheltuieli în continuare pentru proiectul tehnic, pentru avize, pentru aprobări, pentru lucruri de genul ăsta, măsurări cadastrale și altele asemenea. Pe acelea n-ai cum să le previzionezi în ianuarie dacă ele vor fi aprobate prin martie, aprilie, mai, iunie, august. Adică cine își închipuie că bugetul se face o singură dată și că acel buget este de încheiere de an, se înșală. Nu așa se lucrează.
Și nu așa se lucrează, nu fiindcă nu vreau eu, Iordache sau un alt primar din România, ci pentru că, în mod normal, viața ne pune în fața unor lucruri pe care trebuie să le facem și pentru care trebuie să găsim resurse. Licitația pentru balustradă a avut loc în decembrie. După adjudecare a fost anulată. Există un câștigător? N-a fost decât o singură ofertă depusă în luna decembrie, ofertă ce n-a fost deschisă, ofertă ce a fost predată operatorului respectiv, care putea să revină la licitația care s-a organizat după aprobarea fondurilor de către Consiliul Local. Acesta e răspunsul. Deci dumneavoastră a spus că nu puteam să adjudec o ofertă la care să n-am resursa financiară. Vor fi reluate lucrările și... Au fost reluate deja, acum se lucrează la balustrade. Vremea nu a fost... Se confecționează, nu, acum se confecționează în atelier balustradele noi. Când permite vremea, o să vedeți echipele pe pod. Unii taie balustrada veche și o înlocuiesc cu alta nouă, unii schimbă stâlpii și pun stâlpii noi, alții vor asfalta trotuarul și respectiv vor înlocui elementele acelea, rosturile de dilatație și cu asta se închide lucrarea. Mai sunt lucrări la scări, betoane și respectiv balustrade și mai sunt în zona de nord, undeva în dreptul străzii, în dreptul secției CFR, niște reparații pe tencuielile din beton și respectiv deasupra căii ferate de Tulcea, o curățare a podului pe dedesubt de fumul care s-a evacuat de la locomotivele diesel. Avem telefon, bine ați venit la Alfa Media, sunteți în direct. Sunteți în direct, vă ascultăm. De ce nu să faceți? Alo? Sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara! Bună seara! Locuințele sociale, de ce nu s-a făcut, domnul primar? Nu s-au alocat bani deocamdată. Nu s-a alocat. Din 8 ani de zile nu s-a alocat bani. Ne trebuie 120 de miliarde, doamnă, și ne-au fost alocați 2 miliarde. Ne mai trebuie încă 18 miliarde. Asta înseamnă 2,3 milioane de euro. Da, bani pe care nu-i avem deocamdată. Dacă se vor aloca acești bani, se vor putea face și locuințele respective. Nu o să face, domnul primar, nu s-a făcut până acum. De acum încolo... Speranța moare ultima. Se vor face de acum încolo. Nu, mai să face, domnul primar. M-a dus cu papagalul că îmi dați locuință, domnul primar. Haideți, trebuie să vorbesc acum de cinci, să mă audă toată lumea. Toată lumea trebuie să mă audă. Doamne, locuințele se pot repartiza doar legal. Eu nu puteam să vă dau dumneavoastră peste rând. Nu aveam cum. Și nici nu voi încălca niciodată legea pentru nimeni. Nici pentru dumneavoastră, nici pentru altcineva. Da, ați venit în bloc să vedeți, domnul primar, atât ați zis. Păi intrați cu ei în oală. Păi ne băgați cu toți în oala aia, domnul primar. În oala aia ne băgați cu toți, domnul primar. Nu știu, i-am întrebat cetățenii din oraș dacă lor le place ce se întâmplă în jurul blocului GIC. Păi nu ne place nouă. Dacă îi place cuiva din Megidia, ce se întâmplă la Casa Albă? Mie nu-mi place, v-am spus de multe ori, în asta vă supărați pe mine, dar... Și noi locatarii care suntem și noi ne-am săturat. Da, și noi ne-am săturat, doamna vicele, cum a venit? A venit dumneavoastră odată, să vedeți, vă, toți ce e. Au murit, n-au murit. Unii din ei sunt, trebuie să sufere pentru alții. Aveți dreptate, eu nu zic că n-aveți, dar pentru unii suferim și noi. Știu că suferiți, aveți dreptate aici. Domnule, pentru unii suferim și noi. Sunt persoane care așteaptă să... Așa e. Așteptau aceste persoane să le întrebați... Cum ați spus, doamnă, ne-am întâlnit de multe ori. Cu doamna Nurie ne-am întâlnit numai mandatele astea, cred că de 20 de ori. Numai la audiențe, ca să nu mai vorbesc și de alte discuții. Nu. Da, mulțumim, okay, bine, doamnă. Dar, de fapt, supărarea doamnei care este? Că nu a primit o locuință socială, dorește pentru să se mute de acolo. Pentru fică, dânsa locuiește acolo, are probleme de sănătate. Probleme, mă rog, cu probleme, ca să nu continui. În mod normal, are un punctaj care i-ar permite să primească o locuință socială. Este în lista de locuințe sociale dar pe o poziție destul de avansată, dar nu sunt locuințe. Dacă s-ar făcut locuințele sociale din fondul de la MDRAP, ar fi putut să beneficieze de locuință socială chiar confortabilă. Din păcate, însă, proiectul acolo este blocat. Sunt doar 2 miliarde alocați, 200 de mii de lei până la 120 de... Până la 12 milioane de lei, e diferență mare, greu de compensat. Vorbeam de am întrebat la minister dacă există soluții și mi-au zis că la prima rectificare să merg, să fac din nou cerere, să plângem, să, mă rog, să, dacă se poate chiar la domnul ministru Dâncu să ajungem să solicităm banii respectivi pentru ca să se poată demara totuși proiectul. În ce ateliere se execută balustrăzile, vă întreabă un telespectator. Chiar nu știu să vă spun, firma câștigătoare a licitației este Luca Prest.
ați dat numele societății, asta este, ați informat amenda. Spectatorii. Ce dar, poate spune domnul primar despre motorul de cogenerare? Sunt ipoteze că acest motor, de fapt, nu există, este în custodia, nu știu... Nu, este, motorul există, este, este în centrala 10 de la Nord, este nefuncțional, nu este funcțional, în afară de faptul că el există, trebuie să aibă un număr mare de clienți pe care să-i deservească, trebuie să existe o stație de transformare electrică în care să debușeze curentul pe care îl face, trebuie să existe un contract între producătorul de energie electrică și Enel care să preia acest curent electric, și trebuie să existe o, dacă vreți dumneavoastră, o soluție ca acest motor să funcționeze 12 luni pe an, nu numai pe perioada iernii. Sunt multe condiții de îndeplinit și greu de pus în funcțiune. Până acum toți cei care au venit, Institutul Național pentru Energie Termică, niște proiectări. Au venit două firme de la Cluj care se ocupă de energie termică, energie electrică. Toți cei care au venit și-au pus mâinile în cap și au plecat și au zis descurcați-vă dumneavoastră că noi nu știm cum să-l punem în funcțiune. Cât a costat acest motor care nu funcționează? 21 de miliarde. A fost plătit în anul 2007, în 2006, în luna decembrie. Și a fost primit la primăria Megidia în 2007, în luna iulie. De ce nu v-ați zbătut ca să-l puneți în funcțiune? M-am zbătut, dar nu, dar fără motivul? Rezultat. Fără rezultat. Fără rezultat. Da. Ce ar fi însemnat pentru Mercedia dacă acest motor de cogenerare ar fi fost funcționat? O pagubă enormă, pentru că ar fi trebuit să furnizeze energie electrică permanent și nu intermitent. Ar fi trebuit să furnizeze energie electrică într-un sistem în care trebuia să fie încă mulți bani investiți, respectiv stația de transformare care să preia curentul, legăturile la rețeaua națională de electricitate și toate lucrurile astea care însemnau o investiție foarte mare și greu de recuperat. Din punctul meu de vedere, o pagubă mai mare. Dacă întreg cartierul de Nord ar fi fost branșat la energie termică la centrala respectivă, poate că pentru 3-4 luni de iarnă, 5 luni de iarnă, să spunem dacă am exagerat un pic, pe 5 luni de iarnă ar fi putut să producă energie electrică și apoi să fie oprit și în toamnă să fie pornit din nou și iarăși în primăvară oprit și tot așa. Și ar fi produs pentru perioade temporare, să spunem, energie electrică, ceea ce ar fi însemnat un oarece câștig pentru comunitate. Oricum, Enel ar fi cumpărat cu un preț mai mic energia de la producător și ne-o vinde cu un preț mai mare. Bine ați venit la Alfa Media, sunteți în direct. Bună seara. Vă ascultăm. Îmi am și o problemă. Vă rog. Vă rog, bună seara. Cu stâlpul de pe politorul zilor, 49, am fost la Enel, sus unde plăteam mapa. Și am anunțat, domnule, uite care e treaba, stâlpul ăsta de aici mișcă copiii stâlpul, se mișcă. M-a pus să fac o cerere. Stâlpul electric? Da, stâlpul electric. Și se mișcă. Și am anunțat pe acolo, pe șeria de acolo. Și în momentul când i-am anunțat, mi-a zis să fac o cerere să fac, precum că încărcă. Și m-au trimis la un paznic de acolo, care e așa, și paznicul respectiv a început să râde. Domnule, zic că asta e dat de stâlpul. Cine răspunde de stâlpul ăsta? Explicați-mi ca să fac o cerere, dacă vreau să fac o cerere. Stâlpul este de energie electrică și de el sunteți branșat dumneavoastră cu cabluri pentru casă? Da. Da, stâlpul atunci aparține Enelului. E obligația să-l consolideze, dar dacă ne anunțați pe noi primăria, noi am fi intervenit la Enel și ei aveau obligația să-l consolideze. Da, dar mi-a zis cineva că nu răspunde primăria și nu știu ce, nu prea a fost informat. Bine, regulă, eu mi-am notat problema și o comunic problema cu adresa oficială către Enel. Ei au venit de acolo, doar s-au uitat și au plecat. Deci când pui mâna pe el așa mai bărbătește și îl mai mișcă... Să mișcă, e în risc să cadă, se prăbușească. Dacă nu răspunde asta, nu e o problemă, dar... Este problemă, că se poate prăbuși peste problemă, oameni, peste mașini. Ei au luat-o în loc de râs, cum ar veni. Da. Că de ce se mișcă... Practic se ține acum numai în cabluri, bănuiesc. Exact. Nu, chiar așa. Okay. Se mișcă, deci, dacă primul an, se mișcă. Mi-am notat, deci, poligonul Vilor 39 sau 49? 40.
49. 49, scuzați-mă, notați în 39. 49, mâine facem noi adresă primăria și solicităm celor de la Enel să intervină să-l consolideze. Bine, mulțumesc. Domnule primar, dacă dumneavoastră mai aveți de completat la capitolul realizări, aici sunt trecute alții. Nu, aș dori să nu continuăm cu realizările, pentru că lumea nu trebuie să înțeleagă că este o emisiune laudativă despre realizări, ci am vrut să știți dumneavoastră că eu am făcut și un raport la 8 ani, dar că am și rapoartele anuale ale fiecărui an și că aceste rapoarte pot fi consultate de cei care sunt curioși pe site-ul primăriei. Și cred că este o informație suficientă pentru cetățeni, fără să vorbim, eu știu, despre foarte multe, inclusiv acest document pe care l-am adus la dumneavoastră, eu îl voi publica pe site-ul primăriei și va putea fi accesat de oricare din cetățeni. Și desigur, cei care au întrebări se pot adresa primăriei cu întrebările respective și le vom răspunde. V-am întrebat eu și am insistat să enumerați trei realizări în perioada 2008-2016. Dumneavoastră le-ați enumerat, dar uitați, un telespectator spune 21 de miliarde de bani din buzunarele contribuabililor. Unde se regăsește această investiție? 21 de miliarde de bani din buzunarele contribuabililor? Nu știu care 21 de miliarde. Eu am spus că 21 de milioane de euro au fost investiți în cei 8 ani din fonduri atrase de primărie și de cei cu care conlucrează primăria. Și aici vorbesc de operatorul regional de apă, aici vorbesc de cei care se ocupă de deșeuri, aici vorbesc de cei care ne-au finanțat prin Compania Națională de Investiții pentru rețele de apă. La cogenerare. La cogenerare, cele 21 de miliarde de lei vechi, 21 de miliarde de lei vechi înseamnă 2,1 milioane de lei noi. 21 de miliarde de lei vechi au fost investiți de către primărie, cheltuiala s-a făcut în decembrie 2006, iar motorul de cogenerare a ajuns la primăria Megidia în iulie 2007. Ce vă reproșați? Sunt multe regretele lucruri noastre. Ce nu ați realizat și v-ați fi dorit foarte mult să realizați în cele două mandate în care ați în primul rând mi-aș fi dorit să fac mai multă infrastructură care înseamnă drumuri. La momentul ăsta poate că strarea drumurilor este cea care este cea mai precară din punctul meu de vedere. Din păcate, finanțările pentru drumuri au încetat în urmă cu 2 ani și jumătate. A trebuit să ne scurcăm doar din fonduri proprii și din credit furnizor și a fost destul de dificil, dar am mai realizat câte ceva. Ultimele izbâni sunt cele cu strada Ciocârliei, cu Alexandru cel Bun, cu platoul de la Poliția Locală de la Stare Civilă, dar nu sunt de nivelul la care eu aș fi dorit să văd străzile orașului realizate, mai ales acolo unde am reușit cu eforturi mari să punem noi conductele de apă, iar operatorul de apă să pună branșamente gratuite cetățenilor. Acolo mi-aș fi dorit să avem străzile mai bune, reparate și oamenii să fie mai mulțumiți practic de acest aspect. Îmi reproșez poate că n-am explicat suficient detalii tehnice și modul în care funcționează administrația locală, modul în care pot fi făcute niște lucruri. Aud la emisiunile locale tot felul de minunății, cum că dai lucrările cuiva, că îi le încredințezi, că le faci într-un fel, că le faci altfel, că, nu știu, întârzierile pe proiecte, de exemplu, spunea cineva la dumneavoastră într-o emisiune că dacă am constatat că cineva întârzie, îi reziliez contractul și ofer altcuiva contractul respectiv. Păi o licitație ține 9 luni de zile. Dacă reziliez de două ori contractul, pierd toți banii de la Uniunea Europeană. Crede cineva că aceste contracte se pot face peste noapte? Culmea este că persoana care spunea acest lucru la dumneavoastră a avut un contract cu primăria, l-a avut pentru o lună și jumătate și l-a terminat în 6 luni. Și mă întreb de ce în cazul acelei persoane n-a reacționat la fel, să spună: uite, mi-ai dat un contract pentru o lună și jumătate conform licitației pe care am avut-o, eu nu pot să rezolv lucrarea asta, poftim contractul înapoi, eu renunț la ea, fă licitație pentru altcineva. A ținut cu dinții de contract și până n-a făcut lucrarea în decembrie nu s-a lăsat. Și multe, multe alte lucruri. Impresia generală pe care au creat-o unii de nelegalitatea unor lucruri, de îndoială în legătură cu corectitudinea, m-au mâhnit mereu și mereu am fost uimit să văd că oamenii, cum să spun, pun în primul rând răul și nu lucrul bun din fiecare lucru. Îmi reproșez poate că n-am fost mai activ în ceea ce înseamnă mediatizarea ceea ce am făcut și că, deși am o experiență bună de administrație, zic eu, cel puțin bună la Megidia, în sensul că știu multe din problemele orașului, am găsit soluții la multe din problemele orașului și încă sunt capabil să găsesc astfel de soluții, nu am fost poate mai penetrant în legătură cu imaginea publică pe care mi-am creat-o.
Cunoașteți nemulțumirea domnului Marian Catrangiu? Da, o cunosc. Deci hotărârea Megidia, numărul 24/31 martie 2016, Megidia devenine unicul oraș unde, pe domeniul public, nu se pot desfășura activități comerciale legale. Ce și pe cine protejează această lege și de ce? Să părăsim orașul sau să ne unim pentru a intra în rândul orașelor civilizate? Propunerea a fost făcută de un consilier local din Consiliul Local, care este la rândul lui patronul unei hotel, a unei cafenele, a unui restaurant și mai multor spații comerciale. Propunerea respectivă a fost făcută pentru ca mici întreprinzători, prin cuvântul mic, să înțeleagă că nu dețin spații foarte mari aceste persoane, dar mic întreprinzător înseamnă uneori oameni foarte deștepți și oameni foarte capabili să conducă o afacere. Acești întreprinzători care nu sunt de aceeași putere financiară cu respectivul consilier local a dorit să îi desfințeze și a reușit prin această hotărâre să propună cu o propunere care nu este legală, pentru că n-a trecut printr-o fază de dezbatere publică, este vădit incorrect în sensul că interzice activitatea agenților economici care doresc să se dezvolte, pentru că îi blochează efectiv activitatea acestora. Culmea este că acel consilier local acum și-a pus un slogan în legătură cu Megidia și spune că de fapt vrea să facă ceva pentru Megidia, dar este cel care a promovat cel puțin până acum două sau trei hotărâri în care într-o hotărâre păgubește orașul, într-o hotărâre îi păgubește pe micii, pe întreprinzători, blocându-i și într-o altă ocazie încearcă să desfințeze concurența. Ori toate trei aceste atribute nu înseamnă că vrei să faci ceva pentru Megidia, ci că vrei să faci ceva împotriva Megidiei din punctul meu de vedere. Nu o să spun numele acelui consilier, dar pentru cei care sunt curioși, hotărârea respectivă poate fi atacată în contencios administrativ și se desfințează în aproximativ 5 minute, invocându-se un lucru foarte simplu, acela că nu a avut loc o dezbatere publică a subiectului. Legat de acest lucru. Dar ar trebui să fac acest lucru, după părerea mea, cei interesați, cei care sunt întreprinzători, care doresc să dezvolte o activitate economică, care este normal să se dezvolte în Megidia, vreau să vă spun că în toate orașele mari ale lumii, în toate locurile civilizate din România, vorbim de Constanța, de București sau de oriunde, există terase sau există mese care sunt puse pe domeniul public, la care fie servește masa, fie se servește o cafea, fie e un lucru banal până la urmă și e până la urmă și normal. Este firesc să putem să bem o cafea când și pe lângă noi să circule alții, pentru că până la urmă fiecare om e cu treaba lui. Unul se plimbă sau iese la cumpărături și altul servește o cafea. Nu trebuie să fim jenați unii de alții, nu trebuie să ne interzicem niște drepturi de acest gen unii altora. Dar, v-am spus, a contat mai mult, să spunem, nevoia de a omorâ concurența decât aceea de a funcționa normal. Domnule primar, de ce noi cetățenii nu putem să beneficiem de sprijin din partea primăriei să ne putem deschide o afacere? Ba, beneficiază cetățenii să deschidă o afacere. Depinde de ce tip de sprijin. Exact. De exemplu, dacă cineva vrea să deschidă o afacere, prima informație pe care o ia de la primărie. O poate lua de la biroul de autorizare a agenției economici, unde găsește tot ceea ce este necesar lui, ca persoană fizică, întreprindere individuală sau asociație familială, să își deschidă activitatea. Dacă vrea să deschidă o activitate de tip SA sau SRL, atunci trebuie să adreseze Camerei de Comerț. Dar pentru celelalte activități, foarte ușor la primărie, în câteva minute capătă toate informațiile, știe ce are de făcut și obține aprobarea. Mai departe, dacă dorește concesionarea, închirierea, vânzarea, mă rog, cumpărarea unui teren sau orice altceva, lucrurile sunt un pic mai complicate, pentru că intervine decizii legate de plan urbanistic general, apar decizii care sunt legate de regulile de vânzare a terenurilor, licitație publică, care trebuie să fie aprobată de Consiliul Local. Aici nu mai este voința unui singur om a primarului, ci este voința Consiliului Local, care e de fapt format din oameni din mai multe partide politice, unii cu interese, alții cu, eu știu, reticențe. Spuneți domnului primar că sunt drumuri turnate noi și după o lună s-a făcut șanț pentru gaze, iar de un an a rămas șanțul în spatele blocului P1. În spatele blocului P1? Da. Poate fi, nu? P1, da. Știu care este pe om. E posibil să fie. Acum, vedeți, persoana care a solicitat, să spunem, branșamentul ăsta de gaze, s-a mai întâmplat undeva, s-a întâmplat pe strada Ovidiu și s-a mai întâmplat pe prima alee de la Deuri, de la Nord,
în spatele, pe aleea aceea, s-au hotărât cetățenii să-și facă branșamentul de gaze după ce noi am asfaltat aleea. Acum eram pus și în următoarea situație, să nu permitem să pună conducta de gaze, dar asta însemna că o scară întreagă să nu aibă gaze în casă, alerge cu buteliile în spate, să care buteliile prin oraș, sau să spargă, să pună conducta de gaze și după aceea să, repare, să reparăm stradă. Și am optat pentru varianta de a permite totuși să se pună conducta de gaze cu o săpătură îngrijită și cu refacerea ulterioară a lei. Poate că la P1 nu s-a refăcut și atunci trebuie să intervenim. În ce mandat ați simțit Consiliul Local aproape de dumneavoastră? Ați putut să conlucrați în primul mandat sau în cel de-al doilea? Sunt diferențe enorme de abordare între cele două mandate. În primul mandat, Consiliul Local a fost majoritar din partidul din care fac și eu parte și atunci oamenii m-au sprijinit mult mai mult, au fost mult mai atenți la nevoi. Și au fost și mai multe realizări în acea perioadă? Da, au fost și mai multe realizări. În cel de-al doilea mandat m-am convins că nu este bine să faci coaliții. Și dacă cineva m-a întrebat care este rețeta pentru o administrație bună, aceea de a avea o majoritate a formațiunii politice din care face parte primarul, astfel încât primarul să poată să aibă sprijin în Consiliul Local și să poată să facă multe obiective. Coalițiile de obicei nu sunt de natură să sprijine primarul în funcție, există interese politice de fiecare partid din coaliție și atunci pot să apară diferențe de opinii. Chiar azi am avut o surpriză că la cel de-al patrulea punct, un consilier care la începutul acestui mandat era colegul noi de coaliție, astăzi s-a abținut și dacă l-aș întreba de ce s-a abținut, nu știu dacă știe. Interesant, da. Da. Bine ați venit la Alfa Media, sunteți în direct. Ultimul telefon din această ediție. Bună seara, vă ascultăm. Domnului primar. Bună seara, vă rog. Deci, domnul primar, vă sună a treia oară în legătură cu parcarea aceea pe spațiu verde, mașina aceea galbenă la A1. Mașina domnului președinte de la Partida Romilor? Da, domnul Talapan, nu știu. Domnul Talapan, da. Vreți să-mi spuneți că mașina e în continuare acolo? Pentru că atunci am venit la fața locului, am constatat, am trimis poliția și personal mi-a promis că nu va mai parca niciodată acolo. Mașina este acolo și în afară de faptul ăsta mai are încă una. Vă rog să trimiteți poliția. O mică una de vreo două luni luată care o ține în spatele celelalte. Am înțeles. Vă promit că mâine primește amendă. Până l-am somat, am fost cu poliția, am discutat cu dumnealui personal, mi-a promis că nu mai parchează acolo, deci, așa că nu mai am niciun fel de cale de scăpare și... Până nu readuceți terenul la stare inițială, adică să se pună bordurile înapoi din banii lui, că ele de la o parte și alea au fost puse din banii europeni, de două ori. Deci trebuie refăcut bordura cum este la plăcut de vizant. În regulă, mulțumesc că m-ați sunat, vă promit că mâine au măsuri. Deci are trei mașini lângă bloc, urmează să dărâmăm blocul să mai aducă încă două. Ce faci? Trei mașini sunt ale lui, una lângă altă. Lângă sala sporturi am făcut o parcare de 2000 de metri pătrați. Păi, special pentru cartier, să nu mai fie atât de înghesuit, să nu poată intra salvarea, să intre pompierii, să... Păi, sub geamul nostru să ne deranjeze și pe spațiu verde este mult mai lejer decât să plătească o taxă și un impozit la primărie, nu? E în regulă. Vă promit că mâine am măsuri, nu mai târziu. În două luni de când am mai promis. Eu vă cred, dar trebuie să intrați mai tare. Da, în regulă. Bună ziua, să se rezolvă nimic. Am înțeles. Bine. Bine, mulțumesc. O seară bună. O seară bună. Da, din păcate se întâmplă și astfel de situații și deși sunt oameni cu responsabilitate, ba chiar candidați care la alegerile următoare se prezintă în fața electoratului, dacă se prezintă în felul ăsta, părerea mea că își subminează șansele proprii. Pentru că fiecare comunitate, fiecare etnie ar trebui să aibă un reprezentant în Consiliul Local, fie că e pe lista propriului partid, să spun, dacă un partid etnic, fie că este vorba de un partid politic, dar trebuie să aibă o reprezentare etnia respectivă și ar fi fost normal să în Consiliul Local să apară și astfel de persoane. De ce nu ați aprobat concesionarea unei părți din ruina bazinului către domnul consilier Radu? Cumva a existat un studiu pentru refacerea lui? Nu a existat un studiu pentru refacerea lui. Pentru bazin, eu am realizat studiul de fezabilitate, astfel încât atunci când s-au lansat fondurile pentru bazine de not, pentru că în România a fost în urmă cu 4 sau 5 ani de zile, a fost o modă. S-a promovat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, atunci era o doamnă ministru, s-a promovat reabilitarea, deci axa se chema reabilitarea și construirea de bazine noi, ulterior s-a decis să se construiască numai bazine noi și nu s-au mai acordat fonduri pentru bazinele vechi.
Pe studiul de fezabilitate pe care l-am tocmit și care se află la primărie depus, valoarea de investiție pentru bazinul de not, pentru toată clădirea aceea, înseamnă 3 milioane de euro. Cu instalații noi, cu instalații moderne de preparare a apei calde și inclusiv cu instalații care să trateze apa din bazin, pentru că noi vorbim de 1 milion de litri de apă care ar trebui ținuți la o temperatură de minim 20 de grade pe timpul iernii și într-un mediu în bazinul de not care să protejeze, să conserve această energie termică. În legătură cu domnul Sorin Radu, s-a prezentat la o procedură de licitație care a fost organizată pentru concesionarea clădirii respective. În același timp, Prefectura Constanța a atacat în contencios hotărârea pe care Consiliul Local o luase în legătură cu concesionarea bazinului. Hotărârea a fost suspendată și, în consecință, nu a putut continua activitatea de concesionare și respectiv de modernizare a unei părți din bazinul de not. Am și o întrebare pentru domnul primar. De ce se întârzie montarea limitatoarelor de viteză pe Aleea Vâlcelelor? Vor mai fi montate? Vor mai fi montate. Pe Aleea Vâlcelelor avem obligația să montăm timp de 5 ani. Proiectul de pe Aleea Vâlcelelor este în plină derulare pentru că face parte din podul rutier și stație de maxi-taxi. Pe strada Vâlcelelor urmează să montăm. Când se opresc ploaie de luni încolo, o să începe montarea limitatoarelor pe această stradă. Pentru celelalte străzi unde am avut limitatoare de viteză, cu excepția trecerilor de pietoni, nu vom mai monta alte limitatoare deocamdată. Mai ales cele care erau în rampă vor fi eliminate. Iar marcajele rutiere tot de săptămâna viitoare încep și marcajele rutiere. Întrebare, dacă v-ați respecta toate protocoalele semnate, ce ziceți de UMTTM? Ați respectat protocolul? Nu, n-am respectat protocolul respectiv. De ce? Pentru că... supărat, o să pierd... De fapt, stați că nu mai candidați și așa că... Nu, mi s-a impus angajarea unei persoane care să reprezinte Uniunea respectivă în cadrul administrației publice locale. Am fost de acord în principiu cu... ca principiu, să spunem, cu o astfel de soluție, dar la momentul la care s-a pus problema angajării, mi se punea problema ca un reprezentant al unei organizații religioase să fie angajat la serviciul de asistență socială și n-am fost de acord cu acest lucru. De ce nu s-a văzut nimic din acest proiect? Se referă probabil la bazin numărită Mergidia. Plătim 21 de miliarde vechi pentru un motor care nu merge, dar bani pentru bazinul bani pentru bazinul găsim de ce? Pentru motor, eu zic să, pentru motor, cele 21 de miliarde au fost cheltuite în 2006, iar motorul a venit în 2007. Am accentuat acest lucru de 3 ori astfel încât cei care ne urmăresc să înțeleagă despre ce vorbesc. Iar pentru bazin, de la 21 de miliarde, trebuie să mai punem încă 99 de miliarde ca să putem să punem bazinul în funcțiune. Dacă reușim să găsim cele 99 plus cele 21, vom face și bazinul. Eu sper să se găsească soluții. Din păcate n-au existat finanțări și nici în perioada următoare nu există o finanțare care să fie dedicată bazinului, reabilitării bazinului de not olimpice. În România, în momentul ăsta, un singur bazin olimpic mai funcționează, toate celelalte au fost abandonate. Asta nu spun că trebuie să fie regulă și pentru bazinul de la Mecidia, dar dacă va exista o soluție de centru olimpic la Mecidia sau de variantă în care să existe un investitor strategic care să investească cele 3 milioane de euro, ar putea să, ca bazinul să refie pus în funcțiune. Problema după repunerea în funcțiune este că fiecare lună de iarnă costurile ar fi între 300 de mii și 400 de mii de lei noi, adică 3-4 miliarde pe lună în perioada de iarnă. Pe perioada de vară lucrurile sunt mai simple, dar perioada de vară nu prea se duc oamenii la bazinul de not. Merg de obicei în exterior, la mare sau la piscină în aer liber. Domnule primar, pentru că ne apropiem de finalul acestei ediții, în care dumneavoastră încă mai sunteți invitatul nostru în calitate de primar, ce le reproșați colegilor dumneavoastră, mă refer, atât colegilor din Consiliul Local, funcționarilor publici, dar și celor din partid? Și poate că aveți și un mesaj pozitiv. Cu siguranță am aveți numai un mesaj. Mesaje pozitive. Deci nu pentru... aveți să le reproșați nimic, nu, nici celor care nu, știu așa, eu că au așa încercat. Adică pur și simplu au fost o situație în care aproape că v-ați rugat de ei să-și facă ceea ce trebuia să-și facă. Nu, lucrurile nu sunt chiar atât de roze, ca să spunem așa. Ar fi fost frumos să spunem că lucrurile sunt roze, plăcute, frumoase și că toate lucrurile se desfășoară așa într-o armonie și că totul merge strună. Nu, este departe de a fi aceasta realitatea. Pentru fiecare lucru pe care îl face
facem, trudim, muncim, gândim, alergăm, ne zbatem, dăm telefoane, ne chinuim uneori să facem lucrurile respective și asta nu fiindcă n-am avea idei sau n-am ști cum se fac lucrurile, dar din păcate sistemul legislativ, sistemul relațional, politica și nu numai politica, în general relații dintre oameni nu sunt atât de simple și atât de armonioase încât toate lucrurile să meargă ca pe roze. Pentru colegii consilieri, prea multă patimă pusă, prea multe lucruri care au ținut de, dacă vreți, de lucruri vulgare și nu de lucruri care să țină de realitate, de consistența administrației publice locale. Au venit și oameni în Consiliul Local care nu știu, nu înțeleg și nici nu interesează de fapt ce înseamnă administrația locală, cum se constituie, cum se cheltuie un buget, ce trebuie să faci ca să ajungi la un rezultat, cât efort se depune pentru lucrul ăsta. Au venit și oameni care, pentru care administrația publică pare așa o pană de gâscă, se poate smulge de undeva și arunca în altă parte, când de fapt lucrurile nu sunt așa. Administrația publică este un domeniu greu, un domeniu în care totdeauna muncești cu oamenii și totdeauna când muncești cu oamenii vor fi nemulțumiri. Dacă mulțumești 99% din populație, tot se găsește 1% sau un om tot se găsește care să fie nemulțumit. Dacă ar fi să reproșesc celor din primărie, este că uneori poate nu au trudit atât de mult sau nu s-au zbătut atât de mult sau nu au comunicat atât de mult cu mine. Poate că aici lucrurile sunt împărțite și eu trebuia să comunic poate mai mult cu ei. Dacă ar fi să discut de partid, aș spune că eu am avut relații armonioase la partid. Faptul că partidul s-a dezvoltat, să spunem, prin alipirea a două partide, a creat oarece probleme și acele probleme, din păcate, mai ales lucruri care țin de oameni, n-au fost de natură să dezvolte rapid și organizația de la Mecidia. De aceea, după mandatul de primar, sper ca organizația să treacă în mâinile altei persoane, că așa este firesc. Ciclul acesta de la alegeri la alegeri să existe un președinte de organizație, după alegerile astea să fie un alt președinte și tot așa, astfel încât organizația să aibă totdeauna un suflu mai proaspăt, să existe un om nou și să dea un nou imbold tuturor celor care fac parte din organizație. Dacă vreți, la Megidia, Partidul Național Liberal are oameni buni, i-am simțit totdeauna apropiați de mine, totdeauna m-au sfătuit și m-au ajutat și cu toții sunt crezători acum că dacă voi candida la Consiliul Județean pentru funcție de consilier județean și voi fi ales, aș putea să ajut din poziția aceea și municipiul Megidia sau mai ales municipiul Megidia, de unde n-am de gând să mă mut, pentru că aici este casa și familia. Pentru viitorul primar? Pentru viitorul primar îi doresc în primul rând să aibă un mandat ușor, îi doresc să aibă suficientă inteligență, capabilitate și răbdare să-i asculte pe toți și să încerce să rezolve problemele cu care se va confrunta. În primul rând se va confrunta cu chestiuni de organizare, pentru că are de organizat în vara asta serviciul de spații verzi, serviciul de salubritate, serviciul de transport local, pe care trebuie să le înnoiască cu contracte noi. Eu n-am dorit să fac acest lucru în mandatul meu și să las primarului care vine după mine contracte deja făcute, încheiate cu diverse firme, gândindu-mă că o nouă administrație poate are și o nouă concepție și o nouă idee despre serviciile publice sau poate că dorește să le organizeze altfel decât au fost organizate până acum. Și de aceea am încercat să mențin aceste servicii disponibile până după alegerile locale. Pentru nou prima și nou consiliu le doresc să se înțeleagă, să fie mai multă armonie, să fie mai multă deschidere, să fie mai atenți la nevoile cetățenilor, să fie mai atenți și să asculte mai mult unii de alții, primarul de consilier și consilierii de primar și într-o competiție care sper să fie și corectă și curată și poate chiar elegantă, să decide cetățenii care este cea mai bună persoană pentru Megidia și care sunt cei mai buni consilieri. Pentru locuitorii municipiului Megidia. Pentru locuitori am lăsat și un mesaj în cuvântul înainte de la documentul pe care vi l-am adus și le mărturisesc sincer că m-am simțit onorat timp de 8 ani să fiu primarul municipiului Megidia. M-am simțit respectat de cetățenii orașului, îi respect și țin la fiecare dintre ei. Chiar și am încercat... îi respecta și iubi și pe cei care v-au criticat, nu? Îi respect pe toți cei, indiferent că m-au criticat sau că m-au lăudat, îi respect pentru că
Noi toți facem parte din familia Megidiei. Noi toți suntem Megidiași și fiecare cu personalitatea, cu capacitatea, cu înțelegerea, cu simpatiile sau cu antipatiile lui, înseamnă o părticică din Megidia și cu toții în loc înseamnă Megidia. Și eu zic că Megidia are multe șanse prin oamenii pe care îi are, prin capacitatea oamenilor de a trăi mai bine aici în Megidia și prin capacitatea oamenilor de a se înțelege între ei. Și sper ca viitorul să ne confirme că ne vom înțelege mai bine în oraș și că vom trăi mai bine. Pentru televiziunea Alfa Media, pentru jurnalistul Mihaela Țuțu. Pentru televiziunea Alfa Media, uite, nu m-am gândit la un mesaj pentru Alfa Media. Ce aveți să ne reproșați? Vă rog să fiți sincer și direct. Uneori critici care mie mi s-au părut nejustificate. Cum v-am spus, nimeni nu se bucură când e criticat. Poate că, nu știu, întârzierea uneori la unele evenimente a echipelor de televiziune care au venit în ultima clipă și totdeauna m-au ținut cu sufletul la gură dacă vin deci sau nu vin. Deci vă doreați să fim prezenți. Da? Mulțumim! Și dacă ar fi să spun și un lucru bun, că am spus numai lucruri care nu sunt bune, faptul că v-ați păstrat, vă păstrați o linie de independență pe care sper să o păstrați în continuare și să reușiți să fiți independenți în raport cu oricine, și cu independenții și cu politicii, să fiți independenți în raport cu toți, să fiți dumneavoastră televiziunea Alfa Media. O amintire plăcută. Colaborarea cu Alfa Media. Cel mai bine m-am... Cred că primii pași pe care i-a făcut Alfa Media, nu? La dumneavoastră, la prima emisiune la care am venit la Alfa Media, în niște condiții care erau improprii, sincer, dar era un început și era un început pentru că atâtea erau mijloacele de la început, destul de puține, destul de greu de utilizat, dar am fost foarte, foarte bucuros că ați putut să faceți. Poate cel mai interesant lucru pe care l-am văzut la televiziunea dumneavoastră a fost primul generic de emisiune, primul generic TV Alfa Media, pe care l-am văzut cu foarte multe, mulți ani în urmă. Cred că, dacă nu mă înșel eu, prin 2006. Și chiar la mine acasă. Da. Domnule primar, permiteți-mi acum și eu să vă mulțumesc pentru colaborare, cu bune, cu rele. Știți, critica este binevenită, mai ales atunci când este constructivă. Cu adevărat. Noi vă mulțumim că ați dat curs invitațiilor noastre. Vă mulțumim și atunci când ați refuzat sau nu ați dat curs invitației. Așa e, nu am totdeauna. Dar important este că la început chiar ați crezut în noi. Și vă mulțumim încă o dată, vă urăm succes în activitatea pe care o veți desfășura în viitor. Vă urăm succes și în campanie, pentru că, amintim telespectatorilor, veți candida pe lista Partidului Național Liberal pentru Consiliul Județean. Și acum să vă reproșez și eu. Da. Și cred că bănuiți ce vă reproșez. Mai multă transparență și trebuia să țineți cont atunci când jurnalistul Mioara Țuțu sau Cristi Ciobănuc au tras un semnal de alarmă. Da, eu cred că am ținut cont, dar poate nu s-a văzut lucrul ăsta neapărat așa. Poate că nu imediat. Da, manifest, să spunem, la vedere, da. Da. Dar am ținut cont. Vă urez încă o dată succes și permiteți-mi, fiind și final de emisiune, pe partea scuze. Avem la valierele, să fie un final așa, să spunem, pozitiv. Mulțumesc toate cele bune și cu Dumnezeu înainte și să nu uităm și deasupra mea Dumnezeu va sta. Mulțumesc foarte mult, săruna!